Salut și bine v-am creat un episod pe acest canal. Eu sunt Mihnea Pocmobili și în episodul de astăzi am reușit să supraviețuiesc 6 zile pe Minecraft Bedrock Edition. În episoadele anterioare am reușit să fac rost de un cort, obiecte de mobilier, o fermă de morcovi și o mină. În episodul de azi am reușit să fac câteva chestii, deci dacă vă place, nu uitați să dați like, share și subscribe. Și acum, fără alte întârzieri, să începem. M-am uitat până în ce, să văd cam cât iron și gold am. Destul de puțin, dar pana pe care l-aveam l-am luat și l-am pus la topit într-un furnace. Mi-am craftat niște torțe, dar cu ce motiv? Logic, mă duceam la minat. Aveam nevoie de materiale și de blocuri pentru a putea construi diferite chestii. Am început direct cu niște căul care se afla chiar lângă scara, aproape. Disclaimer. Toate intro-urile și outro-urile sunt filmate pe o copie a lumii, nu pe lumea principală. Pe copie sunt dat pe creativ și de acolo fac toate secvențele. Eu nu m-aș da deloc pe creativ, pe lumea principală. Just so you know. În peștera aici am găsit un wandering trader. Era un pic curios cum de ajunsese el aici. I-am urât la mele frumos, elegant și apoi m-am dus să minez niște căul pentru că chiar aveam nevoie. Aici am marcat cu niște cobblestone unde era casa, pentru că eu urma să mă duc destul de adânc în pește și, tipic, am mai luat câteva coal. Am ajuns mult mai adânc în mină și am găsit ceva destul de frumos, aș putea spune eu. Niște diamantine. Am început un pic să minez pe lângă diamante, deoarece era o șansă destul de mare, sau se putea, să pice în lavă. Și având în vedere că era sub ele, nu prea vroiam asta. Am mers un pic mai în față, minând niște iron și ghiciți ce, am mai găsit încă un vein. Un vein de 4, aparent, dar totuși. Diamante. Și diamantele sunt bune. Am început să minez un pic pe lângă diamante, sperând că voi găsi mai multe. Dar nu s-a întâmplat asta. În schimb, am găsit o altă peșteră. Am găsit și un zombie pe care, desigur, i-am făcut felul. M-a lovit un pic, dar aia se mai întâmplă. Aici mai era puțin redstone și cum mie îmi place să iau toate minereule, nu prea să irosesc nimic. M-am dus, l-am luat și pe ăla. Aici era un pic să mor, pentru că, na, eu fiind lacul, am vrut să iau tot ironul. Am reușit cumva să scap în viață, am luat și puțin coal de aici. M-am dus frumos, am minat și lapisul ăsta, ironul și tot ce mai era pe acolo, pentru că, na, eu vroiam totul ce se putea regăsi din mina asta. Am ajuns un pic la bălțile astea de lavă, am și murit un pic între timp, dar n-am arătat pe video, era și fost urât. Așa, între timp mi-a picat și mi s-a stins și bateria la control și m-am jucat cu degetul, cum se zic, n-am mai folosit controllerul. M-am jucat pe touchscreen, am ieșit din mină, cu greu cu chiu, cu vai, că a trebuit să sap la un moment dat în sus ca să găsesc peștera. Mi-am găsit toate itemele aici. Apropo, vă întrebați ce s-a întâmplat cu toate uneltele. Da. S-au cam dus, nu prea era, s-au stricat toate, erau foarte mulți mobi în pește și pentru că era mare rău, a trebuit să omor acei monștri, pentru că na, da. Aici m-am dus un pic cu un topor de lemn dezgustător. Să minez, să spar, de fapt, niște lemn, pentru că eu nu prea mai aveam deloc în casă, pentru că niciodată nu am. Aici, frumos, mi-am luat chesturile și mi-am făcut un chest și l-am pus jos. Am pus la gătit niște iron și niște gold. Și într-unul dintre chesturi am început să-mi pun toate itemele. Prin iteme mă refer chestii pe care nu le poți pune jos, nu la blocuri, la orice altceva. Am luat frumos goldul din cuptor, l-am pus jos în chestul cu iteme, desigur. Am luat ironul din chest și l-am pus și pe acela la gătit. Mi-am luat un stack întreg de piatră, știu, era destul de mult. Mi-am făcut 4 furnale și le-am pus jos lângă surse infinite de apă. Urma să pun niște piatră la topit și o să vedeți voi pentru ce. Ia acum când înregistrez, e deja topit. Da, o să vedeți în episodul următor despre ce e vorba. Era ceva destul de interesant, mintea mea arăta bine. Și așa speram că o să iasă și în viața reală.
M-am dus frumos până la cuptoare, am pus în ele cărbunele și speram să se ardă cât mai repede piatra ca să fie cât mai repede să pot filma și următorul episod. Sfârșitul episodului se apropia, așa că m-am dus frumos la culcare, mi-am lăsat toate chestiile în chest, m-am trezit a doua zi și am vrut să văd cât de mult crescuseră mă morcovii ăștia în tot timp, în episodul ăsta și în episodul trecut. Eram curios. Și ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Mihnea, după cum bine știți. Și ne vom vedea în episodul următor de 8 zile. Pa, pa!